din Serie A, una din League One din Anglia și una din Championship Anglia. Așadar, începem cu partida dintre Peterborough și Barnsley, acolo unde avem cifre interesante. Peterborough este lider la capitolul cornere obținute cu o medie de 7,78 la general, iar pe teren propriu media de lovituri de colț obținute crește până la 8,09 la fiecare 90 de minute scurse. Meciurile lui Peterborough se termină cu cea mai mare medie de cornere din League 1, mai exact 12,78 per joc. Partidele disputate de Barnsley se termină și ele având o cifră finală de cornere de 10,23 pe etapă. Așadar, Barnsley obține 4,91 cornere și cedează 5,31, iar în deplasare media de cornere cedate se duce până la 6,18. În aceste condiții, cu Peterborough lider la capitolul lovituri de colț obținute cu 7,7 șoc pe joc, cred eu că putem vedea un meci spectaculos cu multe cornere, mai exact peste 9,5 lovituri de colț la o cotă de 1,60. Pontul zilei vine de la Genoa Inter, un meci extrem de interesant. Clasamentul cred că îl știți cu toții. În aceste momente Interul se bate clar la câștigarea campionatului în Italia, dar foarte interesant este că Inter este a doua echipă la capitolul șuturi spre poartă și șuturi pe poartă în Serie A, mai exact cu 16 șuturi încercate la poartă, din care cadrează 5,2. De partea cealaltă, Genoa este echipa cu cele mai puține șuturi expediate la poartă, 10,4, și cele mai puține șuturi cadrate pe spațiu forții, 2,9. Forma de moment, valoarea și, bineînțeles, cifrele sunt de partea lui Inter, de aceea mă aștept ca Interul să fie echipa cu mai multe șuturi pe poartă, la o cotă foarte, foarte bună și, zic eu, destul de mare, 1,42. Ajungem la duelul dintre Rotherham și Sunderland, un alt match extrem de interesant, pentru că vedem niște cifre excelente aici. De exemplu, Rotherham este formația care acordă o medie de 7,25 cornere pe meci, fiind a doua la acest capitol echipe care oferă cele mai multe cornere. De partea cealaltă, Sunderland oferă cele mai puține cornere din Championship, cu o medie de doar 4,21. Tot Sunderland este echipa care obține a doua cea mai mare medie de lovituri de la colț, 6,83 la fiecare 90 de minute scurse, în timp ce Rotherham, ați ghicit, se află pe ultima poziție în clasamentul echipelor care adună cele mai multe cornere. Așadar, doar 3,46 cornere obține Rotherham pe meci. În aceste situații și analize, cifre, cred eu că Sunderland va fi echipa cu mai multe cornere la o cotă de 1,33. Așa arată biletul zilei. Pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permite să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile. Mă înclin.